ce este că nu-mi vine să mă mai nici la cameră? Bună seara! Sincer, nici nu știu ce ar trebui să vă spun sau cu ce ar trebui să încep. Cred că rezultatul, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie 1-1 și CFR-ul să fi jucat în 10 oameni din minutul 70. Nu știu dacă ați văzut acel fault al lui Boac la Fiulop sau dacă ați văzut piciorul. Putea să-i facă dublă fractură de tibie și peroneu, dar nu mai contează. Mergem mai departe. Iar cel de-al doilea penalti nu există. Niciun penalti acolo. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dacă ați văzut fază. Eu așa am văzut-o. Dar cei din camera VAR nu au intervenit. Au lăsat lucrurile să meargă mai departe. Nu știu, eu sunt, mă rog, și am jucat fotbal și pe alte vremuri. Dacă vă aduceți aminte, perioada 85, cam atunci am început, da. Am urcat la echipa mare a Universității Craiova, dar asta are mai puțină importanță, dar știți că atunci, în acea perioadă, mințeam poporul cu televizorul. Cam așa este și acum. Deci dacă vrem în continuare să o ținem așa, ne-am dorit atât de mult varul să vină, să ne ajute, să nu mai fie greșeli, și greșeli sunt etapă de etapă, ce mă deranjează cel mai tare? Că suntem luați de fraieri. Adică nu poți să nu dai roșu la Eboah în minutul 70. Nu ai cum. Când băiatul ăla putea să se lase de fotbal sau cel puțin să treacă printr-o perioadă foarte grea, foarte complicată. Tu mi-ai cu tot respectul față de CFR. CFR-ul este o echipă foarte valoroasă. Sincer vă spun, din punctul meu de vedere, probabil este cea mai bună și cred că ei vor câștiga campionatul. Așa cum l-au câștigat și în ultimii ani. CFR-ul nu are nevoie de asemenea cadouri. CFR-ul are o echipă foarte valoroasă, are antrenor foarte valoros și are și o conducere valoroasă. În frunte cu Cristi Balaș, cu președintele, care i-am spus și în această seară. Păi Cristi a cerut un fault joi care s-a întâmplat la 80 de metri de poarta ta. Nu știu dacă a fost fault. Vă aduceți aminte, nu? Păi în această seară nu l-am auzit vorbind de acea fază. Cu mine a vorbit, în particular. Dar oameni buni, sincer acum, despre ce să vorbim? Despre un joc foarte echilibrat, un joc de luptă. Și acum am spus, CFR-ul este o echipă foarte puternică, dar nu și-a creat ocazii mari de a marca. Au primit, mă rog, acel penalti, pot să spun, da, că a fost acordat corect, primul penalti, greșeala noastră. Știam foarte bine ce fac cei de la CFR. Astăzi de dimineață la ora 11:30 am avut antrenament, am făcut acele faze fixe, știau jucătorii, fiecare jucător de la CFR unde pleacă. Am analizat, i-am văzut, am și lucrat astăzi de dimineață. S-a întâmplat să fie depășiți în acel moment și să primească CFR-ul acel penalti. Nu pot să-l contest. Dar pe cel de-al doilea nu există. Iar dacă cel de-al doilea nu există și minutul 70 rămâne CFR-ul în 10 oameni, noi am marcat acel gol, deci nu are cum să fie jocul câștigat de CFR, nu? Logic. Greșesc eu? Oameni, vă spuneți-mi, poate eu am văzut altceva. Dacă credeți că greșesc, eu îmi cer scuze față de tot ce s-a întâmplat în această seară, dar eu nu cred că greșesc. Și nu cred că m-ați auzit niciodată așa... Și nu m-ați văzut așa supărat niciodată. Și am experiență destul de mare, dar, sincer, nu pot să înțeleg. Am plâns că nu avem VAR să vină, a venit. Și ce rezolvăm? Sau intervine doar când vrea? Păi a venit. Dar nu are legătură când a arbitrat Dan Petrescu. Am spus, Dan Petrescu este un antrenor foarte valoros, din punctul meu de vedere, cel mai valoros. Și acum, și ca o paranteză, în acel, mă rog, am votat, el este cel mai bun antrenor. Și Gică Hagi. Din punctul meu de vedere. Da, e realitatea. Dar nu are nicio legătură cu Dan Petrescu. Nu Dan Petrescu este de vină că nu l-a eliminat pe Eboah. Nu Dan Petrescu este vinovat. Nu, Dan Petrescu, bravo lui, felicitări. A câștigat jocul, are 3 puncte mai mult. Noi nu avem. Noi când am avut penalti clar ca lumina zilei, nu ni s-a acordat. Varul a dormit, n-a intervenit.
Asta este situația. Pe băieți am felicitat pentru atitudinea pe care au avut-o, pentru efortul foarte mare care l-au făcut, pentru că marea majoritate dintre ei, nu toți, au jucat și joi, s-au comportat exemplar. Mă rog, au fost acele faze, așa cum am spus, o greșeală noastră la acel corner, la primul gol, iar la cel de-al doilea gol, din punctul meu de vedere, nu există acel gol. Nu. Am vorbit cu Ciprian, nu, chiar e un jucător pe care respect. Nu? Și după meci am vorbit cu el, nu, Andaman. N-am avut niciun jucător de la CFR, nu. Nu am, pe unii dintre ei cunosc, cu unii am lucrat. La echipa națională, nu, chiar nu am avut nicio problemă și nu am probleme de obicei. Ce să răspunem jucătorilor adverși, nu. Nu. Sincer, chiar nu știu. Eu nu am nicio cooperativă. Nu știu, sincer, ce există și ce nu există, dar greșeli de arbitraj sunt. Asta este realitatea. Și acum, așa ca o mică paranteză, dacă i-aș cere domnul Vasaras și eu, o explicație doar, atâta tot. Dacă vrea, vorbim și în greacă, că mai știu câteva cuvinte. Am văzut că după un joc al Rapidului cu Botoșani a ieșit și a spus că a greșit arbitru, că trebuia eliminat sau ceva de genul ăsta când s-a accidentat acel jucător venit din Polonia, nu? Papeu sau? A dat o declarație domnul Vasaras, nu? Păi vreau să văd ce spune după acest joc. Dacă iese și declară ceva mâine sau poimâine, sincer. Tare curios. Dacă ne spune și nouă cum au judecat oamenii din camera VAR, acel minut 70, când putea să-i rupă piciorul lui Fiulop și cel de-al doilea penalti. Ce pot să spun? V-am spus ce mă deranjează. Nu mă deranjează că pierd un joc. Am spus lucrul ăsta și jucătorii știu lucrul ăsta. Se poate pierde un joc. Putem să jucăm foarte bine și să pierdem un joc. De adversarul să aibă o jumătate de șut și să dea un gol. Se poate întâmpla lucrul ăsta. Dar n-am cum să fiu supărat pe jucători când văd atitudine, determinare, când oamenii fac un efort fantastic și au făcut și în această seară, și în partida de joi, și în această seară. Și sunt greșelile care sunt de arbitraj. Îmi cer scuze și față de arbitri. Am spus totdeauna, dom'le, sunt arbitri foarte buni și încă o dată, mă repet. Da, noi avem în România, din punctul meu de vedere, arbitri foarte buni. Problema este că mă deranjează când sunt luat de fraier. Și n-ar trebui să fiu luat de fraier, că am o experiență destul de mare. Am vreo 45 de ani pe terenul ăsta de fotbal, nu pe Arena Cluj, pe Cluj Arena, pe gazon. Și fac greșeli și astăzi, nu le-am învățat pe toate, dar când sunt luat de fraier, atunci chiar mă deranjează. Deci vă dau cuvântul meu de onoare, atunci chiar este deranjant pentru oricine. Vlădoiu, știți de ce a luat cartonaș galben? A fost lângă mine, la 3 metri. A zis că, domne, nu l-a atins, nu l-a atins. Și pentru faptul că i-a zis nu l-a atins, i-a dat galben. Deci, pot să le pun măști, am una în buzunar aici. Sincer, bă, n-aveți voie să vorbiți. Nimic, vă dau cuvântul meu de onoare că i-a spus doar atât. Era lângă mine la 3 metri. Și i-a spus nu l-a atins, la Petrila. Și i-a dat și lui galben. N-am înțeles, sub cuvânt de onoare dacă am înțeles. Dar n-avem voie să zicem nimic. Dacă cumva zicem ceva, dacă cumva spunem ceva, suntem taxați imediat.
Știm foarte bine echipa CFR-ului, am încercat, cred că ați văzut, am încercat să facem și pressing în foarte multe momente, să nu-i lăsăm să joace. Sunt o echipă cu jucători și valoroși și experimentați, care știu foarte bine și în special după ce au marcat gol, sunt o echipă care fragmentează jocul, care știu foarte bine ce au de făcut. Am încercat, am făcut și schimbări, am tot încercat să ducem jocul spre poarta lor. Am avut câteva momente când am fost periculoși, dar nu am putut mai mult. Mi-am dorit, sigur, și îmi doresc foarte mult ca echipa noastră să joace ofensiv, să joace spectaculos, să marcăm goluri. Cred că s-a văzut acest lucru. Nu cred că echipa nu și-a dorit și nu s-a văzut lucrul ăsta. Atât am putut. N-am putut să marcăm mai multe goluri, cu toate că mi-aș fi dorit. Și mi-aș fi dorit să câștig, în primul rând, că avem mare nevoie de puncte. Nu neapărat că jucam cu CFR-ul, cu atât mai mult că a fost un derby și pentru suporterii, nu știu, contează foarte mult, dar suporterii cred că au văzut atitudinea echipei. Sincer, eu i-am felicitat pe băieți. Am spus, sunt foarte supărat că nu am reușit să câștigăm, că am și pierdut jocul, dar din punctul meu de vedere, jocul nu l-am pierdut. Cred că rezultatul final este 1-1. Sincer, așa trebuie să fie. Cred că a semnat astăzi. Nu aș putea să vă spun. A fost la meci, nu? Nu l-ați văzut? Știu că trebuie să fie în tribună și mâine să facă vizită americană. Nu. L-am salutat, i-am salutat, am dat mâna cu ei. Atât, nimic. Nu i-a reproșat absolut nimic. Acum vreau să vorbesc și aici să mă refer la cele 9 etape de când sunt eu antrenor, exceptând cele 2 de cupă, cele 9 etape pe care le-am jucat de când sunt aici, am acumulat 12 puncte, din punctul meu de vedere puține. Trebuie să avem mai multe după tot ce am arătat pe teren. Deci cred că puteam să avem cel puțin 5-6 puncte mai mult. Dar asta este realitatea în acest moment. Trebuie să fim mult mai pregătiți pentru fiecare joc. Avem în continuare jocuri și asta nu doar pentru că urmează FCSB-ul sau, mă rog, Craiova. Toate jocurile sunt foarte, foarte grele, încrâncenate. Toate echipele își doresc puncte. Nu mai sunt echipe ca anul trecut când s-au retras după tur sau în ianuarie. Mă rog, între ghilimele s-au retras, dar erau așa. Doar să bifeze meciul, jucau cu juniori, cu copii, se știau retrogradatele. Lupta va fi destul de dură, dar am încredere în echipa noastră, în jucătorii pe care îi antrenez. Trebuie să acumulăm cât mai multe puncte, să ieșim din această zonă. Cu o victorie, două victorii legate, urci foarte mult în clasament. Ați văzut ce se întâmplă cu echipe care sunt acolo și câștigă două jocuri imediat după aceea. Visăm la play-off. Da, Chindia are mai mult cu un punct decât noi, nu? Dacă nu greșesc. A avut o perioadă foarte bună. Putem să facem și noi 4 victorii la rând. Nu ne împiedică nimeni. Noi trebuie să jucăm foarte bine, să ne pregătim foarte bine. Și am spus, echipa, cred eu că nu a arătat rău. Nici în această seară, ba dimpotrivă. Și jucând contra campioane. Am văzut, sincer, scandări la alte jocuri, foarte, să nu zic urâte, deranjante, foarte, foarte, mă rog, multe scandări și nu s-a luat nicio decizie. Dacă noi merităm lucrul ăsta, nu știu, suporterii noștri cred că au făcut un spectacol extraordinar, sincer. Și joi, seara și în această seară au fost fantastici. A fost o atmosferă superbă și cred că așa trebuie să fie la jocuri. Nu cred că nu s-a întâmplat ceva
grav, ba dimpotrivă. Felicitări pentru modul cum s-au comportat. Aici pot să-i felicit pe cei de la CFR și au susținut echipa. Ok, mai sunt trivialități, știm cu toții. Ăștia sunt suporte. Sunt ai noștri, pentru ei jucăm, pentru ei ne pregătim. Ei au făcut spectacol în tribune, au fost fantastici, noi n-am reușit în această seară să ne ridicăm la nivelul lor. Încă o dată, spun, cred că am făcut un joc bun, cred că ne-am putut, mă rog, și am jucat de la egal la egal cu CFR-ul. Ei care și-au odihnit toți jucătorii, au jucat cu alt 11. Dar v-am spus că asta contează mai puțin pentru mine și nu caut alibiu și nici acum, scuze, că de asta nu am câștigat jocul, pentru că noi am jucat cu aceia jucători și joi. Nu, trebuia să câștigăm jocul chiar dacă am jucat cu aceeași echipă și joi. Și eu vă mulțumesc, cu seara frumoasă, da. Noapte bună, deja...